este Ana și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Am zis să fac un vlog și anul acesta de Crăciun de aici, din Tokyo, și am venit la târgul de Crăciun din Roppongi. Și este destul de aglomerat pentru o zi de miercuri și e destul de frig în Tokyo acum. Din fericire nu sunt singura, am venit și cu prietena mea Nica. Astăzi ea stă la coadă ca să luăm ceva împreună de aici. Este acolo undeva, face poze. Și nu știu, sper să luăm un vin fiert sau ceva drăguț, să vedem. Vedeți că arată foarte... În fiecare an arată cam la fel acest târg, dar mi-aminteam cum în anul 2020 era atât de liber și am făcut niște poze așa faine pe aici cu căsuțele astea tradiționale, dar acum e super aglomerat, deci nu cred că pot să fac nicio poză drăguță. Deci un șnițel aici, 1600 de ieni, ce scump, o ciocolată caldă 600 de ieni, un set de 4 beci, cred că 4 sunt, 1900 de ieni. Super prețuri, ca de târgul de Crăciun. Deci aici este târgul de Crăciun din Roppongi. Anul trecut am fost la cel mai mare târg de Crăciun din Tokyo, acesta este mai mic, dar la fel de scump. Până la urmă n-am stat, că sunt cozi mari peste tot, așa că n-am stat să luăm nimic. Mergem mai departe, vrem să mai vedem câteva locuri de aici din Roppongi, să facem poze în seara asta, așa că n-avem timp să stăm prea mult la coadă și să luăm un vin la extra preț. Sper să beau vin cald în altă parte iarna asta, asta este. Și dacă vă amintiți vlogul de anul trecut, vă amintiți această decorațiune de la târgurile de Crăciun nemțești? Se pare că au și aici o versiune mini. Și cam așa se prezintă târgul. Acum urmează să închidă cam în 10 minute, deci nu știu unde se vor duce toți oamenii. Și uitați ce pom de Crăciun interesant. Prietena mea a zis că nu e bun pentru mediu, că este prea de plastic. Arată interesant. Reflective tree. Christmas tree with wrinkles. Din această seară se numește Grand Hyatt Tokyo, hotelul Grand Hyatt Tokyo. Am fost aici și anul trecut tot împreună cu Nica, eram îmbrăcate în crăciunițe. Acum au schimbat total decorul față de tema de anul trecut. Este foarte frumos, cu culori așa pastelate, roz, nu știu dacă se vede așa bine pe cameră, dar în realitate este foarte frumos și nu e nimeni aici la ora aceasta, este trecut de ora 10 și putem vedea acest loc cam până la ora 11. Anul trecut am venit într-o zi de sâmbătă, în jur de ora prânzului, și era super aglomerat și apoi am revenit seara, tot așa târziu, mai degrabă noaptea, și era liber și e super frumos când e liber. Chiar ne bucurăm așa de atmosfera asta de Crăciun, că în Tokyo casele sunt mici, nu prea ai loc să pui brad, așa că aici în public venim să ne bucurăm și noi de brazii și de atmosfera de Crăciun. Și voi
voiam să vă zic că acesta este probabil primul meu vlog filmat cu noul telefon iPhone 14 Pro Max. Mi-au recomandat pe Instagram să iau Pro Max, deoarece eu inițial mă gândeam doar la Pro, dar au zis că Pro Max e mai bun, că ține mai mult bateria. Mi se părea prea mare, dar sincer m-am obișnuit repede cu el și îmi place foarte mult camera, cum se vede și în modul cinematic. Până acum chiar sunt foarte mulțumită de el și sper să iasă vloguri interesante cu acest telefon de acum încolo. Mai o să folosesc și camera, dar în excursia din Kyoto, ce-i drept, când am fost în ziua aceea ploioasă, am lăsat-o puțin pe trepied și cred că asta a afectat-o foarte tare, deoarece nu prea mai merge bine, așa că mă voi concentra pe vloguri cu telefonul pentru o perioadă de acum încolo, din păcate. Și acum am zis să filmez puțin, să mă filmez și pe mine așa cu modul cinematic. Și ce am mai observat este că și sunetul este foarte bun la acest telefon. M-am tot chinuit cu multe microfoane și pentru telefon și pentru aparat, dar nu am reușit deloc să le dau de capăt, să le instalez cum trebuie. Mi-am luat un microfon pentru telefon, l-am încercat pe telefonul cel vechi și nu știu, parcă se auzea un țiuit și am căutat apoi de ce se întâmplă asta și zicea că e interferența conexiunii Wi-Fi-ului sau nu știu exact de ce. Deci tehnologia asta mă cam bate. Cred că am ajuns unde trebuia și nu înțeleg de ce au scări rulante ca să cobori și nu ca să urci. Nu are sens. Ia uitați, eu în acțiune. Și eu când fac poze la fel. Hai să vedem. Oh, deci chiar nu înțeleg. Pe bune, după ce am mers 20 de minute aproape, acum trebuie să urci și scările astea. Dar nici măcar nu știu dacă e, dar cred că pe aici e, că sunt și luminițe. N-avem și noi vreo pancartă, ceva? Ia să vedem. În sfârșit, după 1000 de scări, am găsit și eu târgulețul de Crăciun și deja totul închis. Oh, ce trist! Adio, vin fiert! Adio, cârnaț. Am mâncat deja cârnaț azi. Am băut și vin fiert. Asta este. Ce trist. Deci cred că au închis la ora 9. Și aici. Ia uitați, doamna asta blondă și un moș Crăciun cam bețiv. Deci aici aveau și vin fiert sau suc de portocale fiert. Deci vinul fiert 800 de ieni, mai ieftin la restaurantul unde aveau mâncare românească. Cam așa arată. Sunt câteva tarabe din astea. Nu este prea mare. Mi s-a părut drăguț când am văzut poze. Ia uite aici ce are Moș Crăciun, să o scoică sau un sac. Așa. Da, brădulețul e foarte drăguț și l-avem și pe SkyTree aici. Îmbrăcată în crăciuniță și eu, din păcate, am venit așa îmbrăcată cum am îmbrăcat cu ea și că mi-era frig și că sunt singură, am zis să nu atrag
prea mult atenție, așa atrag atenția pe aici, că mă filmez, că stau fără mască și așa mai departe. Ia uitați ce frumos, foarte drăguț târgul ăsta. Mai drăguț și el din Roppongi, dar și mai aglomerat. Și aici îmi place mult pomul lor de Crăciun. Foarte, așa, în culori pastelate, foarte drăguț. Și faptul că e Skytree chiar acolo. Și cred că e ceva sponsorizat de Nissan, dacă e Nissan aici. Acolo își fac oamenii poze. Ia uitați ce încântat e băiatul de poze. Ca toți băieții din lume, toți iubiții. Nu prea sunt încântați. Ba da, uite tipul ăla, uite ce. E plin de energie. Așa, îmi place. Îmi place vibe-ul lui. Keep it up. Așa. Așa mă simt și eu ca el. Gata, cam asta a fost. Ia uite aici niște spiriduși. Ia uite și un urs. Un urs. Și oamenii ăștia care au terminat și ei treaba. Mi se părea că ar fi pufos, dar nu e pufos. E tare. Oamenii care au terminat de lucru, iau-te, spiriduși. Spiriduși, ce cute. Și poate să-i scriu o scrișoare. Scrișoare moșului. Scrișoare. Ia uite. Ce tare e ursul ăla. Și oamenii care au terminat shift-ul lor de aici, de la târgul de Crăciun. Cum se zice în japoneză, otsukare sama desu. Așa se zice. Ce cafenea cute, zici că e Disneyland. Ia uite, o să trag acum jaluzelele, deci nu mai pot să văd. Gata. Ce cute e. Trebuie să vin aici data viitoare. Ce fain se văd acolo umbrele fetelor care gătesc, sau e o proiecție? Ce tare! Deci pe bune, e pe bune sau e o proiecție? Nu știu. Kirby, nu știu, era din Pokémon sau de unde era? Kirby ăsta. Deci Kirby Cafe. Și ia uitați, magazin din păcate închis. Cu Totoro. Cine știe animeul, filmul de animație. A, ce chestii drăguțe au. Bine că e închis, că altfel. A, ce drăguț. Ce drăguț cu decorațiuni de Crăciun. Ce bine că e închis, că altfel cumpăram tot magazinul. Am ajuns aici la mini târgul de Crăciun de la Tokyo Skytree, cel mai înalt turn de aici din Tokyo și cel mai înalt turn de telecomunicații din lume, la 634 de metri. Cea mai înaltă clădire din lume este Burj Khalifa din Dubai, la 800 și ceva, peste 800 de metri, dar și el a fost recunoscut ca una dintre cele mai înalte clădiri din lume, cele mai înalte structuri din lume. Uitați, nici nu pot să-l cuprind aici în filmarea mea, din păcate. Târgul de Crăciun deja s-a terminat, deși informațiile pe care le-am luat eu de pe n-au fost prea bune, așa că am ajuns prea târziu, dar m-am bucurat de o plimbare plăcută de la din Asakusa aici către Skytree. A fost plăcut, n-a fost nici prea frig, încă mai își face efectul vinul fier pe care l-am băut acolo la World Breakfast All Day. Chiar mi-a plăcut foarte mult restaurantul și experiența de acolo și mâncarea foarte bună, așa că poate e mai bine că n-am băut vin aici la suprapreț și cârnat la suprapreț. Acolo a avut un preț decent, chiar prânzul de astăzi, bine că n-a fost mic dejun, prânz, precină, prânzul târziu de astăzi a avut un preț decent și a avut un gust super. Și cam asta a fost vlogul de anul acesta de Crăciun de aici din Tokyo. Sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați să dați un like. Dacă vreți să mai vedeți și alte vloguri, vă invit să vă abonați la mine pe canal. Și ne revedem în următorul video. V-am pupat, da, și vă urez sărbători fericite. Sper din suflet să pun vlogul ăsta înainte de Crăciun. V-am pupat, pa! Spuneți-mi voi care-i sensul să pui scări rulante doar în jos. Și de ce nu pui în sus? Dacă pui doar într-o parte, de ce nu pui în sus? Și pui doar în jos. Nu are sens.
sau nu înțeleg eu, sau nu știu eu, habar nu am. Dar acum le-am folosit și am coborât rapid. Și acum trebuie să merg, că deja s-a făcut târziu și am multe de făcut, am mult de editat, mult de postat și pe YouTube, mult de lucru. Ah, foarte grea viața în Tokyo, e foarte aglomerată.